Rămâi Dumnezeul nostru. Rămâi stăpân peste sufletele noastre. Păstorește-ne în continuare, Hristos. Ne-ai purtat prin viață. Ne-ai dus unde ai vrut Tu. Ai format în noi ce ai vrut Tu. Și noi ți-am dat voie că ești Tatăl nostru. Ai îngăduit furtună după furtună pentru că știai că putem să mergem înainte. Noi nu suntem mai nimănui, noi suntem mai Tăi copii. Noi suntem proprietatea Ta, Tată Ceresc. Stăm cu umilință și reverență înaintea Ta. Tu ești prezent în locul acesta, Domnul nostru. Cuvântul Tău e viu, prezent în adunarea noastră, Tată. Biserica Ta s-a bucurat de prezența Ta. Poporul Tău s-a hrănit cu cuvântul Tău. Doamne, rămâi cu noi că e spre seară, Doamne. Frânge pâine în continuare pentru noi, Doamne. Suntem prea mici pentru îndurările Tale. Dar avem încredere în puterea Ta cea mare, Doamne. Noi nu suntem victime în lumea aceasta, ci ne suntem ai Tăi copii. Biserica aceasta e proprietatea Ta, Hristos. Porțile locuinței morților nu vor birui, Doamne. Ai promis că pecetea Ta e peste biserica Ta, Doamne. De aceea ne vom purta cu respect față de biserica Ta. Că într-o zi vei veni după ea și o vei lua și o vei duce acasă la Tine. Până atunci, întărește-ne sufletele, Doamne. Mulțumim că ești cu noi. Avem bucurie să Te știm prezent aici. E o mare bucurie pentru noi. Fii lăudată, Doamne Iisuse Hristoase. Fii lăudată în veci. Amin. Deschideți Cartea Sfântă la Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 1 până la versetul 6. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care îl aprinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lasă să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort, dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu i se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Amin. Vreau să vă ocupa locurile. În această frumoasă după masă s-a lăsat răcoarea și în sufletele noastre. Ne bucurăm să fim în Biserica Domnului, rugul aprins Ipswich, să salutăm cu prețuire inițiativa care au luat oamenii lui Dumnezeu. Noi suntem în cetatea dumneavoastră cu ocazia unei nunți pe care știți majoritatea. Și dacă fratele nostru Paris ne-a chemat la nuntă, fratele nostru Ciucă Vasile ne-a chemat la o slujire dinaintea nunții. Și ce bine este lucrul acesta când nunțile sunt înconjurate cu părtășii de acest gen. De acest fel, poate că nu toți ajungem la nuntă, deși ne dorim să avem mulți nuntași, dar toți avem liber la biserică și să ne folosească Dumnezeu pentru poporul Său. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Harul lui Dumnezeu să fie peste slujitorii din biserica care o slujiți, frații mei, și noi vă salutăm cu bucurie. Nu vă este deloc ușor să slujiți unui popor așa de mare. Harul lui Dumnezeu îl văd și peste slujitorii cu cântarea. Ne mângâie Domnul când ei cântă. Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Harul lui Dumnezeu să fie peste întreaga biserică. Amin. V-am prins în câteva cadre și mă uit la dumneavoastră și trebuie să recunoaștem cu toții. Am îmbătrânit cam puțin. Ni s-a albit părul, dar într-un mod extraordinar v-am prins tot așa, tot în biserică v-am găsit. De vreo 20 de ani călătoriți în biserică. E adevărat că ne-au crescut copiii, cântă ei la orgă și ceilalți, dar se pare că ne-am îndrăgostit de Dumnezeu nostru. Și îl iubim și iubim și casa Lui. Tot în biserică vă găsesc. Tot în biserică ne găsește Domnul. Lăudați să fie numele Domnului, pentru că noi așa am învățat. Eu cunosc oamenii care nu pot să trăiască fără biserică. E adevărat că trăiesc oameni și fără biserică, dar unii nu pot să trăiască fără biserică. Și voi sunteți în această seară să vă serviți cu o felie de măr. Se vorbea de mere aici. Eu am simțit că a luat un sfert de măr în seara aceasta, după masa aceasta. M-am hrănit la slujirea fratelui Florin. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și au mai rămas un sfert sau jumătate cât au rămas. Dar a fost o zi călduroasă și unii i-au spus, nici nu vrem să mâncăm seara. Vreau și o felie de măr. Și că e seară. Și hrănindu-ne, nu neapărat trupul, nu? Ci sufletul. Pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice felie de măr care o pregătesc slujitorii Domnului, pentru ca noi să fim binecuvântați în această seară. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Atunci când ajungi la mal, ai impresia că ai scăpat de toate. Dar mi-am dat seama că și pe mare e primejdie, dar e primejdie și pe mal. Înțeleg că pe mal n-ai ajuns la final. Când ajungi pe malul unui după furtună, te pui așa puțin și spui, mă odihnesc puțin și gata cu furtuna. Dar de unde? Că noi n-avem timp să stăm degeaba. Lupta noastră e non-stop. Vrăjmașul nostru are o calitate care cineva a apreciat-o. Că o femeie vorbea numai de bine de toți. Și la un moment dat a vrut și a întrebat-o pe sora aceasta și a spus, sora mea, dar despre ce rău ce spui? El are o calitate. Nu se odihnește niciodată. Spune Biblia că nu se odihnește niciodată. Umblă cu treieră. El are această calitate slabă. Nu se oprește deloc să ne atace, să ne spitească. Ne-am fi așteptat după ce Pavel trece de această furtună să se odihnească, să fie liniștit, să... Dar nu, ați văzut în pasat s-a întâmplat ceva. Deci nu-i vreme de stat degeaba, ci e vreme de vegheat, de a fi treji și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Păi nu putem să o lăsăm puțin mai încet că au trecut ani peste noi. Ba, la final drumul e mai greu. Există un paradox a zilelor noastre și o înțelegere grea din partea noastră ca slujitori ai voștri. Acum 20 de ani, plus minus, Domnul, din punct de vedere al timpului, era mai departe decât este acum. Dar noi eram mai aproape de El atunci. Și paradox, El s-a apropiat mai mult cu 20 de ani cu timpul. Și cel rău vrea să ne depărteze de Domnul. Deci, mă rog, Doamne, cercetează inimile noastre. Să înțelegem că pe mal nu poți să stai degeaba. Observ în pasaj un lucru care te surprinde și pe tine și pe mine. După ce ajunge pe mal, corabia e făcută bucățele, e fărămițată, Biblia spune că omul acesta, oamenii aceștia, au găsit respect unde nu se așteptau. Barbarii i-au primit la un foc mare. Vremurile care le trăiesc și le trăiești și tu, te surprinde uneori Dumnezeu pe cine folosește Dumnezeu pentru tine și casa ta. Nu ne așteptăm să fie respect în barbari.
Trebuie să mărturisesc faptul că vă slujim, am venit și suntem slujitorii Domnului. Noi am crezut că, și ne-am gândit așa, venim, m-am gândit că am vrut să rămân aliți la frații mei, acolo avem și noi un primul nepoțel, ne-a venit nepoțelul, Dumnezeu să-l binecuvinteze, și spuneau frații, mai rămâi cu noi, frate, papa, mai stăm la o părtășie. Și eu am spus, mai oameni buni, mi-ar place să rămân, dar uneori nu trebuie să facem ce ne place, trebuie să facem ce trebuie. Așa că Robert s-a angajat să ne aducă și am venit și spun lucrurile astea că pentru că caut să vă slujesc cu mare respect, cu mare responsabilitate, știind că Domnul vrea să facă multe binecuvântări în această seară. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Barbarii oferă un respect și nu te aștepți. Mărturisesc faptul astăzi că de multe ori tu care mă asculți, dumneatale și dumneatale și chiar și cel care ține microfonul în mână acum, m-a surprins de multe ori Domnul să fiu respectat, să fii respectat de unde nu te aștepți. Și unde tu te-ai așteptat, ai fost dezamăgit. E bine acest cuvânt. Ultimii 20 de ani plus minus, tu care mă asculți acum, și au fost și oameni care ți-au făcut rău. Nu ți-a făcut rău oamenii din lume. Oamenii din lume te respectă astăzi. Oamenii din lume când te văd, uite un om. Cel mai mare, cea mai mare suferință astăzi, care ți-au produs nopți albe, au fost frații din biserică. Și te surprinde lucrul acesta. Ai să vezi ce trebuie să faci cu frații tăi din biserică în seara aceasta, dar trebuie să acceptăm și acest adevăr, că uneori respectul vine de unde nu te aștepți și de unde te aștepți. Ești dezamăgit. Păi că atunci când te primești niște barbari, numai cuvântul barbar te surprinde. Vă imaginează că pe o insulă, ca și Malta, oamenii aceia așteptau cu sulițele, barbarii mănâncă oamenii alți oameni, alți barbari. Și deodată Pavel se îngrămădește, mă gândesc, cu toată armata, cu 276 de suflete în spatele lui, oameni buni, stați, de-abia am scăpat din primejdie. Și deodată Pavel, Luca, prin acest adevăr, afișează Melvis, 27 cu, Faptele Apostolului 28 cu 2, barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Pavel a fost surprins de respectul acestor oameni. Nu se aștepta. Declarație sau afirmație, dacă vreți. Oamenii de afară sunt păcătoși, dar respectă Sfinții lui Dumnezeu. Unii oameni din biserică se cred sfinți, dar înveninează oamenilor care vor să se apropie de Dumnezeu. Acum nu știu în ce categorie ne aflăm. Am fost și aici și ne-am înveninat pe frații altădată. Domnul să ne ierte în această seară. Dar am fost și aici. Am fost dezamăgiți. Eu știu că Domnul ne-a vorbit și ne va vorbi în continuare. Pregătește-ți inima ta ca de azi înainte să nu mai aștepți de la nimeni respect. Nu vei fi dezamăgit niciodată când tu nu mai aștepți să fii respectat. Că o veni, să vină. De ne-o veni, nu-i treabă. Așa cum se spunea, avem încredere în Dumnezeul nostru. Pentru că atunci când îmi doresc ceva în această seară, dacă Pavel a scăpat din furtună și a ajuns pe mal, îl urmez, îl văd pe Pavel câteva virtuți și îmi doresc să le asumăm, să le căutăm și noi, că se poate, oameni buni. Eu știu că Pavel a murit și Petru, dar mărturisesc că Duhul Sfânt e viu. Hristos e viu. Dumnezeu e veșnic. Și cred că Dumnezeul nostru, dacă a lucrat cu Pavel semne, minuni, vindecări și eliberări, poate să lucreze și prin noi.
Odată cu plecarea lui Pavel, lui Petru, lui Wesley, Luther, mari oameni, n-a plecat și Duhul Sfânt de pe pământ. A rămas cu noi. Și vrea să dezvolte noi aceste virtuți excepționale, oameni buni. Păi Pavel, după ce iese din furtună, el nu se crede erou. Datorită lui trăiesc 275 de suflete. Și mă pune în uimire simplitatea acestui mare om, apostolul Pavel. Mă zdrunciună când văd pe teren ce se întâmplă pe lângă mine și chiar în viața mea, că mișcăm doi bani și ne credem mari eroi. Și uitați-vă la el, scapă 275 de suflete, el fiind 276-lea și nu se crede erou. Nu șansează pe un scaun de domnitor și să poruncească, ia strânge și voi mărăcini pentru foc, oameni buni. Și el însuși, spune Biblia, că a început să strângă mărăcini. Câtă simplitate! Slujire plină de simplitate! Lipsit de grandomanie, de impresia că e cineva, că are valoare, stima de sine. Pe mi-a spus vorba aceea, și ce dacă, Doamne, ți-a spus? Pe mi-a spus-o și m-a făcut-o și oțet. Nu-i problemă, o să vezi că e foarte frumos când te fac oameni o și oțet. Nu, Pavel cu o disciplină excepțională și o slujire și ea înțeleg ceva. Pentru că te apropii de Pavel și îl întreb așa, măi omule, ești grozav de simplu. Dumnezeu a lucrat în viața ta și apoi prin viața ta. Că foarte mult spune, Doamne, lucrează și prin mine. Da, vreau Domnul să lucreze prin mine, dar niciodată nu va lucra prin mine către alții, dacă întâi nu va lucra în mine. Și e liberat și spune, Pavele, ce faci? Strâng mărăcin. Mă, așează-te aici, mă, că tu ne-ai scăpat de la moarte, mă. Tu ai mare valoare înaintea noastră. Păi te înțep, mâine să te înțep, Doamne, că strâng mărăcin. Oh, dar de unde-i domnia asta în voi, spunea Pavel? Că mă înțep mâinile mele? Pe ale lui Hristos nu au fost înțepate. Pe ale mele se pună țepe câte vor. Și spin. Pe ale lui Hristos au fost străpunse. În momentul când urmărește oamenii ca să-ți fie model de slujire, vei fi dezamăgit. Dar în momentul când Pavel și l-a fixat pe Hristos ca slujitor, ca împărat, a spus el, înțepați aceste mâini și nu numai mâinile, și inima, pentru că ale lui au fost străpunse. Doamne, îmbracă-ne cu haina simplității, Doamne! Doamne, îmbracă-ne cu această idee. Doamne, ce mărățin acest om! Strânge mărăcini! Și în timp ce strânge, atenție, omule care mă asculți, slujirea ta, orice vei face în biserică, fie public sau nepublic, în public sau privat, te expune la năpârci. Toți oamenii care fac ceva, sunt pasibili să fie urmăriți de șerpi și de nepârci. N-am fi așteptat, dacă a scăpat de pe mare, să fie domnit pe mal. Nu-i voie să așteptăm domnia. Să-i... Când vine ziua când surprindem și noi pe oameni cu simplitatea noastră? Când vine ziua când oamenii privesc ce suntem, nu ce spunem, și se uimesc? Păi au trecut atâția ani, când să mai așteptăm? O, Doamne, cercetează inimile noastre! Lucrează într-un fel! Și în timp ce strângem mărăcinile, expunere la greșeală, oameni buni! Și aici poposesc puțin. Mă frământ un lucru care îl văd.
în bisericile Domnului care slujim. Oameni buni, încercați să înțelegeți că atunci când vă slujim, există posibilitatea să ne să fim prinși de nepârci, de greșeli, de imperfecțiuni. Din toată inima vă rog, nu mai puneți pe noi camerele. Nu mai decupați orice vreți și răspândiți. Măi, vine un pârcă, Doamne, s-a prins și de mâna mea și de-a lor. Nu mai scoateți din context. Îmi dați voi să vă pun întrebare? Chiar dacă nu dați voi, tot o pun. Păi dacă ne punem această cameră pe voi, umblați toată ziua și ce spuneți la muncă? Doamne, oriunde mergeți și pune și noi o cameră, ne filmează acest tânăr scump. Și decupăm și noi? Îmi dai voie să decupești și eu ce vorbești în cameră? Păi, oameni buni, pe toți ne urmărând nepârcile și șobolanii și șopârlele. Nu mai răspândiți repede prostia. Măi, încerca să fii un fel de... Dacă a venit până la tine, oprești. Mai mult, mustri. Măi, oameni buni, ăștia suntem. Îi vreți pe alții? Căutați-i. Chemați-i, angajați-i, găsiți-i. Vom fi expuși năpârcilor. Nu mai încercați să scoateți din context. Noi vă iubim, noi facem și noi ce putem. Căci de greșeli avem, de corectări simțim nevoia. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iubiți-vă, frații, nu chinuiți-vă, frații! Deja ei sunt expuși atacurilor și năpârcilor și șerpilor și șobolanilor. Fii un om care ajuți. Mi s-a înnegrit sufletul să văd numai răspândirea greșelilor. Cineva face o greșeală și o ascultă 500 într-o zi. Sau 1000. Dar când spune un adevăr profund un slujitor, de ce nu o răspândiți de 10.000 de ori? Promite-ți-e însuți că de azi înainte nu vei mai răspândi greșeala altuia și năpârcile. Ce vei spune așa, Doamne? Întărește-mi frații mei, Doamne. Întărește slujitorii tăi, Doamne. El nu-i domn, e slujitor, sunt slujitori. Și veți vedea că și atunci când tu vei lucra și te vei ruga, oh, iertați-mă, țineți minte când mergeau frații la amvon la biserică și se punea pe genunchi ce făcea biserica? Adică ține minte? Să rugau într-una, Doamne, nu carne și sângele să vorbească, Duhul Tău să fie peste ei, Doamne, vorbește-ne, Doamne! Nu exista rugăciune să nu rostim numele slujitorilor. Și aveam și har prin ei. Ne vorbea Domnul prin ei. Tocmai de aceea cred că nu mai vorbește Domnul prin noi. Nu mai vă rugați. Păi dacă vă rugați pentru noi, nu mai ne prind. Dacă ne prinde o șopârlă din acest gen și ne mușcă. Eu n-am venit să fac o pledoarie pentru slujitori. Nu asta mi-e ideea. Mi-e gândul așa. Și credeți-mă că vă respect și vă prețuiesc în sufletul meu. Haideți să fim oameni ca altă dată, ce de toți pentru unul și unul pentru toți. De ce? Pentru că așa era în pasaj. Un om excepțional salvează 275 de suflete, slujește măreț și în timp ce slujește se așează această năpârcă de mâna lui și acum... Barbarii încep să facă următoarea afirmație. Elvis, versetul 4. Barbarii când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat omul acesta nu merită să trăiască, căci dreptatea nu lasă să trăiască, este un ucigaș. Așa spun. Am îndemn să spun așa. Cred că e un gând bun pentru tine.
Nu aștepta ca și barbarii altă dată să se facă dreptate în dreptul fraților tăi, să cadă jos. Nu aștepta în tăcere căderea fratelui tău. Nu sta la pândă. Sunt foarte direct în seara aceasta. Nu aștepta să... Lasă că ți arată ție Dumnezeu. M-am săturat de această gândire. M-am săturat de această idee și cred că și voi v-ați săturat. E Dumnezeu mare. Da, e mare. Ați auzit oameni care spun așa că atunci când... Lasă că e Dumnezeu mare. Exact ca barbarii. Dreptatea! Să se arate dreptatea! Acum și aici! Oameni buni, eu mărturisesc cu mare reverență și frică de Dumnezeu că dacă se aplică dreptatea acum și aici, pământul ăsta ar trebui să se crape și să intru de viu acolo. Dreptate. Așteptăm dreptatea să se facă dreptate. Nu aștepta la pândă să se facă dreptate. Mai bine așteaptă altceva împreună cu mine. Așteaptă iertare. Așteaptă eliberare. Așteaptă vindecare. Ca voi și eu, nu trecem prin greutăți. Și mă fac vulnerabil de multe ori în fața voastră, că iubesc această comunitate de romi și nu numai. Nu mai așteptați dreptate, așteptați iertarea, oameni buni. Barbare așteaptă dreptate. Pocăiți așteaptă iertare. De multe ori așteptăm, știți, câteodată n-avem noi putere. Că dacă am avea, da, spunem așa, Doamne, Tu-mi faci dreptate. De parcă Dumnezeu e slujitorul nostru. O, Tată, iartă-ne, te rugăm, iartă-ne, sărutăm mâna Ta de Tată. Iartă-ne că te-am pus să ne faci dreptate. Iartă-ne că Tu nu răzbuni pe cineva ca să-i saturi apetitul lui, dorul de răzbunare. Tu nu bați pe un frate ca să mă satisfaci pe mine. Să spun ce bine i-a făcut Dumnezeu. Doamne, adu-i eliberare peste noi în această seară. De gânduri, de răzbunare, să se facă dreptate. Mesajul se duce la vale datorită lui Florin, spun așa, că el a ales pasajul. Un oameni bun, vin o categorie de oameni și spun așa, Luca 13:1. Au venit unii purtători de vești rele, ați auzit, oameni? Da. Ăștia care au ceva de spus, dar nu bine. Întotdeauna ceva rău. Au venit unii și au istorisit lui Hristos cum Pilat a măcelărit pe câțiva galileieni cu jertfele lor. Și Hristos, marele maestru, împăratul nostru, nu intră în jocul lor. Să le spune, da, meritau, domne, pedeapsa aceea. Meritau jertfele. Pilat să-i omoare cu jertfele lor. Că ăștia din Ierusalim se credeau superior celor din Galileea. Galileea, da? Și spune, uite că Dumnezeu ne-a făcut dreptate Mântuitorului. Și au venit să-i spună, dar Mântuitorul, gentleman, glorie lui, nu intră în jocul lor. Și spune versetul 2, Luca 13:2, credeți voi, le-a zis Iisus, că acești galileieni erau mai păcătoși decât ceilalți care au pățit așa? Și versetul 3, eu vă spun nu, punct și virgulă. Ci dacă nu vă pocăiți. Doamne, dar nu e vorba de noi acum, vorbim de niște oameni care au murit. Nu, stați puțin. Vă văd așa grozavi, importanți, că voi încă n-ați pățit nimic, că sunteți cineva. Nu, stați puțin. Nu. Dar ne-am adus vestea despre ei. Liniștiți-vă că vă cunosc ca apetitul vostru. Știu ce vreți. Să vă vorbesc că Domnul v-a făcut dreptate, nu? Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Deci, oameni buni, haideți să nu mai așteptăm în tăcere căderea altuia. Merge un amin aici? Să așteptăm în tăcere iertarea altuia, binecuvântarea celuilalt, câte
ce cuvânt rostesc acum, cred că e bun, e de la Domnul. Câtă binecuvântare doresc celui de lângă mine să vină și peste mine. Spune și tu în inima ta, Doamne, cât bine doresc celui de lângă mine să vină și peste mine, Doamne. Și cât rău doresc la altul să vină peste... Vedeți, oameni buni? Dar vă spun că așa se întâmplă, chiar dacă nu vă place. 59:3. Psalmul 59:3. Dacă sunt astfel de oameni, Dumnezeu să se îndure de noi. Căci iată că stau la pândă să-mi ia viața. Oamenii stau la pândă, Doamne. Ca și barbarii. Niște oameni porniți la rău urzesc lucrurile împotriva mea. Fără să fii vinovat, fără să fii păcătuit, Doamne. Asta nu sunt neapărat eu. Nu vreau să spun, să mă înțeleg greșit. Vedeți că sunt oameni care stau la pândă ca și barbarii? Nu, te rog în această seară, eliberează sufletul de dorința aceasta să-ți mai facă Domnul dreptate. Te rog, nu fi ca văduva aceea care vine și spune, fă-mi dreptate, Doamne, fă-mi dreptate, încearcă cu pârâșul meu. Te rog să nu fi ca văduva aceea în cuvinte, fi ca văduva aceea în stăruință, că Iisus e foarte deștept și înțelept. Nu fi ca văduva în cuvinte, în stăruință. Fă-mi dreptate, Doamne. Încearcă cu pârâșul meu. Urmează ce spunea Iisus, Mântuitorul. Spunea așa, Mântuitorul. Încearcă să te împaci de grabă cu câte vreme ești pe drum. Deci câte vreme ești pe drum, încearcă să te împaci cu pârâșul tău. Nu aștepta să-l bată Dumnezeu, ci încearcă să te împaci cu el că ajungi la judecător. Și când ajungi la judecător, oameni buni, Dumnezeu e Dumnezeu. Și nu ne putem pune cu el. Și dacă aplică dreptatea, ăștia barbarii așteptau dreptatea, domnule. I-a spus așa, zeul mării, Posedion, n-a putut să-i omoare. Dar zeul răzbunării face dreptate acum. Hai să ne eliberăm de barbaria aceasta, că e rea. Să așteptăm să cadă altul, să fie umflat. Nu te bucura de căderea altuia. Ce spune Biblia, oameni buni? Când seara aceasta curge apa, eu simt în sufletul meu. Oameni buni, ce spuneam în Pavel? Bucurați-vă cu cei care se... Plângeți cu cei care... Pe cine ne spune să ne bucurăm de răul altuia? Unde scrie? Biblia spune, bucură-te cu cei care se bucură și plânge cu cei care plâng. Lumea spune așa. Bucură-te de cel care plânge și plânge de bucurie altui, de durere. Așa spune lumea. Duhul Sfânt cercetează inimile noastre. Nu aștepta, rămân aici! Nu aștepta în tăcere căderea nimănui! Nu mă pune pe Dumnezeu să-ți facă dreptate! Așteaptă iertare și binecuvântare! O să vă prezint doi oameni grozavi! Opus unul față altuia. Iona și Avram. Doi oameni excepționali. Oameni al lui Dumnezeu, dar cu atitudine greșită unul dintre ei. Biblia spune în Geneza că Avram s-a dus să se roage pentru sodomiți, oameni buni, și pentru Lot. Doi oameni pe doi munți. Unul așteaptă eliberarea și iertarea, Avram. Iona așteaptă pedeapsa și răzbunarea. Și Iona când se duce pe deal și se uite peste deal și vede că ea se bucură în genunchi, aleluia! Domnul ne-a iertat, ninivenii zburau de bucurie. Ne-a iertat Domnul, am ajuns în ziua 41 și n-a venit judecata lui Dumnezeu. E har în Ninive! Și când se bucura biserica, tot Ninive, 120.000 de oameni, îl vezi pe Iona. Iona, ce s-a întâmplat, tată? Spune-mă ce s-a întâmplat. Toți se bucură, tu uite ce acolo. Strigă de bucurie, aleluia! Măi, ce cu tine vorbește? Păi eu așteptam să-i bați, să-i jude, să faci dreptate. Să-i... Măi, Iona, hai, pune-te la somn. Și facem curcubete, vine, înțeapă
Și ăsta iar sunt. Bine faci tu că te mâni? Bine fac. Păi de ce te mâni? Pentru curcubete. Omule, cât de egoist ești. Tu te bucuri și plângi pentru o floare. Și eu să nu mă bucur și să am milă de 120.000 de oameni care se pocăiesc. Mare ești tu, Doamne! O, mare-i bunătatea ta, Doamne! Nu faci după dorul de răzbunare a lui Iona. În schimb, Avram, mijlocește până la sânge, dacă permiteți expresia. Doamne, dacă lipsesc 5, dacă sunt 10, dacă... Și apoi nu doarme toată noaptea și dimineața duce la deal, pe deal și spune în Geneza că se duce pe munte și când ajunge pe munte acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că se uite și vede un fum grozav ca fumul unui cuptor aprins. Își pleacă capul jos și ăsta trist. Avrame, ce s-a întâmplat? Avrame! Doamne, n-ai găsit 10 oameni buni? Și plângea că Dumnezeu și-a aplicat dreptatea. Nu cădea în capcan aceasta de azi înainte. Doamne, vindecă-ne inimile în această seară. Acum te gândești la cineva care aștepta până acum să-l vezi jos și spui, Doamne, vreau să-l văd sus. Gândește-te la cineva, o soră, un frate, 5, 7, 9, Doamne, până acum mă aștepta să-mi faci dreptate, nu mai mă întrecează dreptatea. Vreau iertare, Doamne! Vreau eliberare peste tot rugul aprins, Doamne! Pentru că omul drept nu așteaptă dreptate, așteaptă iubire. Apropo, Iona cerea dreptate, dar vă întreb, ăsta de bea scăpase de la moarte, Dumnezeu l-a scăpat din moarte și a avut parte de mare iubire și așteaptă dreptate. Am spus lucrul acesta pentru că îmi doresc în această seară să înțelegi, fratele meu, ca și voi suntem și noi pe pământ și avem mare ispită să ne spunem, Doamne, fă-ne dreptate, ca și barbarii. Și după ce slujește excepțional, acest om mai are o calitate. De fapt, titlul mesajului este așa: slujire cu simplitate și stabilitate. E pe la mijlocul mesajului. Slujire cu simplitate și smerenie și stabilitate. E stabil, Doamne. Se ridică barbarii și spun așa: omul acesta este un ucigaș, nu trebuie să trăiască. O critică dură. Și după ce spune că nu s-a întâmplat nimic, au așteptat, spune bine, după ce au așteptat mult și au văzut că nu i s-a întâmplat nimic, au auzit extremele. După ce îți fac ucigaș, de aici s-ar până aici, nu mai e ucigaș, este zeu. Excepțional. Și Pavel spune, nu-mi plac jocurile voastre. Rămân stabil. Critica nu mă doboară, lauda nu mă înalță. Lăudați să fie numele Domnului. Nu mă, stai liniștit. Știu, voi barbarii le aveți cu multe, dar nu-mi place ce spuneți voi. Știu că strigați acum Osana fiului David și joi strigați răstigniți el. Am învățat de la Hristos. Barbarilor, stai liniștiți. Ucigaș, evitați extremele. De aceea spun în această seară tuturora de aici, nu vă lăsați doborâți de critică. Spuneți amin cu toții. Și nu vă lăsați înălțați de laudă. Spuneți amin cu toți. Și spun și eu de două ori, amin, amin, că e valabil și pentru mine. Nu! Dacă barbarii te critică, lasă să te critice! Lasă-i! Astăzi spuneam o afirmație lui Robert în mașină, spuneam că unii mai vorbesc. Am să-i las să vorbească până îi dormă xilarul de aici. Și apoi se oprește omul. Și după ce trece 3 zile și a trecut, cât ține o minune? 3 zile. Lasă-i să te critique. De fapt, vă mărturisesc un lucru. Scumpă biserică, rugul apins, astăzi nu mă înspăimântă critica. Pe mine mă înspăimântă lauda. Mai greu fac față laudei decât criticii.
Că știu că spunea Florin, critica este îngăduită uneori de Dumnezeu să formeze noi ceva. Pentru că dacă spun oamenii că suntem așa, 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 și noi suntem, ne pocăim. Nu suntem, ne bucurăm. Dar dacă oamenii exagerează cu noi, oh, ca tine nu-i nimeni, frate, tu că mă spământă lauda. Să nu fie terenul prea mare, bă, dar nu sunt chiar așa. Fii stabil. Promite ție însuți că astăzi nu mai trăiești după ce spun alții. Alții spun așa, ucigașule! Sau altă dată spune, zeule! Mint! Ei mint! Pe mal! După ce a trecut de furtună, rămâi slujitor, simplu și stabil. De fapt, cred că asta vrea să facă furtuna din mine și din tine. Un slujitor simplu și stabil. Nu mă înspământă critica, nu mă deranjează lauda, mergem înainte cu Hristos, Domnul nostru. Nu cedăm, rămânem al lui Dumnezeu. Pentru că vreau să închei, nu înainte, vreau, nu că închei acum, nu înainte să spun următorul adevăr. E o frumusețe de pasaj acesta. E plină de viață acest cuvânt, acest pasaj care l-a ales Florin, prin Duhul. Oameni buni, ce poate să facă Dumnezeu printr-un om numit Apostolul Pavel? Cum poate folosi Dumnezeu un om așa de mult? Îi scapă din primejdie și pe mal ajung, trece ideea cu ispitele acestea, cu năpârca, cu critica, cu lauda și atenție, mâinile înțepate de mărăcini. Afișează-mi, Elvis, Fapte 28, versetul 8, mâinile străpunse de mărăcini. Fapte 28:8, șeful insulei era Publius. Tatălui Publius zicea atunci în pat bolnav de friguri. Pavel s-a dus la el și s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Mâinile străpunse de mărăcini. Că nu poți să fii folosit Dumnezeu dacă nu ești străpuns. Oh, ce cuvânt a spus acum. Noi vrem să fim folosiți de Dumnezeu, dar așa, domnește, cumva... Să nu se atingă cineva de mine, Domnule, sau de tine. Noi vrem să ne folosească Dumnezeu cu putere, dar fără să fim înțepați. Păi el a fost răpuns. I-a bătut cu ei în palme. Și, măi, oameni buni, Biblia spune că datorită că l-au străpuns cu cuiele, de acolo iese vindecarea. Spune Biblia că prin ranile lui, ce se întâmplă? Sunteți voi vindecați. Ranile lui produc vindecare în această seară, lăudat să fie numele Domnului. Înțepăturile care i s-au făcut, mâinile înțepate, spune că Pavel și le-a pus peste tatălui Publius. Mâinile înțepate, de mărăcini, ia pune de Pavel. Și când le-a pus, tatălui Publius a sărit sus, bolnav, sănătos, și spune, anunțați toată insula, să vină toți bolnavii. Și a venit toți și toți bolnavii au fost vindecați. Ce poate lucra Dumnezeu printr-un om. Și frumusețea frumusețelor. 28:10. I s-a dat mare cinste să rămână voastră. Ni s-a dat la toți, muncește unul și mănâncă toți. Ni s-a dat mare cinste. Ce poate lucra Dumnezeu prin tine? Mă duc, îmi vine să te iau în brațe. Ce valoare ești înaintea lui Hristos. Ce poate lucra Dumnezeu printr-un om? Mi s-a dat, mă, dar nu, a muncit unul. Și mănâncă toți. Ni s-a dat mare cinste și la plecare ne-au dat tot ce ne trebuia, nu moftul, da? Trebuința, da? Ce ne trebuia pentru drum, o călătorie excepțională, fără încărcătură multă. Nu le-a mai dat încărcătura de care trebuie să scape și au scăpat. Ce le trebuia datorită unui om?
Ați auzit afirmația aceasta care până la un punct e adevărată, dar de la un punct nu mai e adevărată. Stați, frate, mulți spun așa, Dumnezeu nu stă într-un om. Ați auzit, nu? Mulți spun așa. Stai, frate, că Dumnezeu nu stă într-un om. Da, nu stă într-un om. Dar invers, Biblia spune mie ceva și ție. Că Dumnezeu caută un om, nu oameni, un om. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Pe mine mă bucur acest lucru, că tu ești omul acela în seara aceasta și nu mă joc cu cuvintele. Da, frate, dar stai liniștit că se rezolvă problema cu greutăți încărcătura ta. O lași jos. Că tu spui așa, mamă, o grămadă încărcături, papa, și pe mine să mă forțeze Dumnezeu. Pe Domnul ți-a vorbit. Lași încărcătura jos, pe mal, slujești stabil și simplu și se vezi. Ezechiel 22 cu 30. Un cuvânt super. Noi spunem că Dumnezeu nu stă într-un om, dar uite ce a făcut pentru un om. E frumoasă Biblia, nu? Dar ce altceva poate fi frumos? De aceea spune casa lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi care stați... cred că am greșit trimiterea. În fine, Biblia spune așa, străbateți străzile Ierusalimului și căutați un om. Cred că este undeva Ieremia 5:1. Dumnezeu are nevoie de un om care să stea în spărtură. Tu ești omul acela. Te spun cu toată responsabilitatea. Nu te crede că nu mai poți. Ipsiciu are nevoie de tine. Sora mea, tu ești omul acela. Dacă nu crezi, spunea și Vasile Ciucă la început, Gheorghiu Florin pe la mijloc și la final Gheorghe Papa. Dacă nu crezi, nu te pot ajuta. Totul se face cu credință. Și fără credință, tu ești omul acela. Un om folosit cu putere de Dumnezeu, 276 de suflete. Nu mai spuneți ideea asta că Dumnezeu nu stă într-un om. Dumnezeu are nevoie de un om care să stea în spărtură. E adevărat! Și aici... Că omul care stă în spărtură nu trebuie să aibă spărturi în viața lui. E adevărat că nu poți să stai în spărtură dacă ai crăpături în viața ta, în sufletul tău, în slujirea ta. Oamenii care sunt puternici, ei pot să se așeze în spărturi pentru alții. Dumnezeu își ridică o armată de oameni în această seară, în locul acesta. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu ridică poporul său în seara aceasta. Dumnezeu te cheamă după ce ai trecut prin furtună să te facă un om slujitor, simplu și stabil. Și vei vedea semne și minuni în casa ta. Papa, am prea multe încărcături. Nici o încărcătură nu-i prea grea pentru Domnul să ne elibereze în această seară. Papa-s prea legat. Nici o legătură nu poate să reziste în fața lui Hristos. Papa-s prea căzut. Nici o adâncime nu e așa de adâncă pentru Hristos să nu te ridice de acolo. Credeți dumneavoastră lucrul acesta? Hristos se prezintă în locul acesta. Deja Duhul tău clocotește și abia așteaptă să se roage. Ți-a vorbit și îți vorbește. După furtună, pe mal, Dumnezeu te folosește. Slujitor, simplu, stabil. Și prin tine Dumnezeu aduce cinste în casa ta. Nu-i cinstit doar Pavel. Nici nu apare așa de mult. E cinstit tot poporul care e cu el. Îmbrăcați-vă cu această gândire, înarmați-vă cu această gândire. Doamne, Tu vrei să mă folosești pe mine cu putere? Când? Nu știu. Dar trebuie să crezi. Cu mult drag vă invit să vă ridicați. S-a început cu cuvântul credință și tot credință trebuie să activeze acum fratele meu și sora mea.
știu și cred și am văzut și știm și noi, până acum Dumnezeu te-a folosit și te va folosi în continuare. Crede-mă că e șansa lui Dumnezeu, tu. Nu mai crede pe oameni care spun că se poate fără tine. Îți mărturisesc că nu se poate fără tine. Ești prea prețios de Dumnezeu ca să renunțe la tine în această seară. Știu că aveți mari greutăți în suflet. Haideți să ne încredem în Dumnezeu nostru. Haideți să-i mărturisim inima noastră și sufletul nostru. Și după ce ne descărcăm de încărcăturile străine, să ne îmbrace cu putere de sus și să fim oamenii folosiți de Dumnezeu și cinstea să vină peste toată biserica și poporul să capete ce le trebuie pentru drum. Și dacă va trebui iarăși prin furtună, iarăși prin furtună. Dacă trebuie pe mal, iarăși pe mal. Și de pe mal în furtună, în furtună pe mal, deodată în cerul lui Dumnezeu. Până atunci viața ta așa va fi purtată. Când pe mal, când în furtună. Nu te teme, Dumnezeu e cu tine, ne rugăm cu tine, cu toți. Stăm înaintea ta, Doamne.